Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Este unul dintre cei mai distribuiți actori din filmele românești. A fost mai aproape de film pentru că era mai aproape de ritmul său de viață. În toate rolurile, juca cu o maestrie unică și a plecat de la ideea că un actor adevărat nu face roluri, ci recrează destine. Nu lăsați copiilor voștri aur. Da. Lăsați mai mult bun simț. Deci asta ar trebui. Asta e bogăția omului. Iisus a fost primul om spiritualizat. Și asta ne-a învățat, dar nu l-am înțeles. Și nu-l urmăm. L-am lăsat răstignit acolo pe cruce. Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Sunt deosebit de onorată să l-am invitat în această ediție pe unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori din generația de aur a teatrului și filmului românesc. A venit pe lume într-o frumoasă zi de vară a anului 1937 în satul Tăușeni, județul Cluj. Privilegiat de Dumnezeu să se nască într-o familie de oameni harnici, cu principii sănătoase, micul Dorel a început să crească ascultând cuvintele din Sfânta Scriptură pe care tatăl nu contenea să le citească copiilor. Acolo, în veșnicia de la sat, a început să învețe primele lecții de muncă. În acel mirific loc i s-a predat lecția omeniei, a simplității și a bunului simț. Tatăl brigadier Silvic, om al pădurii, iubea natura și tot ce se lega de partea sensibilă a vieții. Copilăria și satul l-au învățat seriozitatea și i-au format rădăcinile. Bătrânii din Tăușeni erau înțelepții satului care, în orice situație, aveau un cuvânt de spus. Nu erau bătrâni de ani, erau bătrâni de înțelepciune. Oamenii erau credincioși și aveau un sistem de înfrânare pentru că Dumnezeu făcea parte din familie. Până la 14 ani a locuit împreună cu familia, apoi pleacă din sânul acestea la școala de învățători din Cluj. O minte ageră, avidă de cunoaștere și foarte receptiv. Băiatul nostru se dedică învățăturii. O perioadă activează ca învățător, apoi ca profesor de educație fizică. Talentul care era înnăscut începe să iasă la iveală și tânărul Dorel își demonstrează înclinația către actorie, mai întâi ca amator. Între timp, se pare că actoria l-a ales și l-a desemnat să-i fie purtător de cuvânt. Așa se face că a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București. Mai apoi este angajat la Teatrul Național din Cluj. Este unul dintre cei mai importanți actori de film din România, cu o reputație europeană. Paralel cu activitatea artistică, a fost directorul Teatrului Lucian Blaga din Cluj. Este unul dintre cei mai distribuiți actori din filmele românești. A fost mai aproape de film pentru că era mai aproape de ritmul său de viață. În toate rolurile, juca cu o maestrie unică și a plecat de la ideea că un actor adevărat nu face roluri, ci recrează destine. Este convins că teatrul unește în fața oamenilor pâinea și sarea cunoașterii. Doamnelor și domnilor, maestrul Dorel Vișan, bine ați venit la Oameni și Păreri! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru prezentare! Ce principii ați avut bine statornicite de-a lungul carierei până în momentul de față?
principiile bune. Eu consider că un om, dacă se apucă de o activitate, trebuie să dăruiască total acele activități. Dacă nu face acest lucru, nici rezultatele nu vor fi cele mai bune. Principiul a fost să demonstrez că actorul este un propovăduitor laic. Deci scena și ecranul, în credința mea, sunt altare laice. Cuvintele care nu se pot spune în biserică, nu se pot spune nici pe scenă. Shakespeare, cel mai mare dramaturg al lumii și al tuturor timpurilor, niciodată nu a avut vulgarități. Deși a spus lucruri extraordinare, dar le-a spus în formă artistică. Așa trebuie. Astea au fost principiile care, de fapt, le-am primit de la profesorii mei. Atunci erau profesori mari, care te învățau să vezi dincolo de text. Adică eu am considerat întotdeauna că un actor trebuie să refacă un destin. Oricât ar fi de mic rolul, el este un tronson dintr-o soartă, dintr-un destin. Și el trebuie să fie arătat la oameni, pentru că teatrul și filmul sunt forme de educație. Nu sunt numai de râs. Este acum un sistem la români. Spune-ne ceva să ne râdem. A apărut această formă culturală, care nu are nimic cu cultura românească. Ăștia care fac up, cum îi zice la aia? Stand-up. Comedy. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Asta e o prostie pentru români. Noi am avut, într-adevăr, niște brigăzi de agitație, să numeau, poate că nici ala nu era cuvântul cel mai potrivit, dar care erau făcute în scopul de a arăta realitatea muncii și realitatea relațiilor dintre oameni. Era foarte frumos. Nu mai sunt acum. A intrat minciuna așa peste tot, a intrat prefăcătoria, a intrat un fel de ipocrizie chiar în mass media. Și se spune mereu că dumneavoastră, ziariștii, sunteți câinii de pază ai democrației. Așa ar trebui? Așa ar trebui să fie. Ei, dintre 100 de câini din ăștia, numai 6 latră, restul mârâie. Aici e cazul. Da. Numai 6 latră. Minoritate sunt cei care... Pentru că adevărul este periculos de spus, nu? Spuneam la o altă televiziune ce a spus Seneca, cine spune adevărul să pregătească pentru suferință. Și ziariștii români nu vor să suferă. Românii, în general, nu vor să suferă. Nu știu că suferința este o formă de cunoaștere și de înălțare. Și în viața lui Eminescu, teatrul a ocupat un rol central până în anul 1869. În clasa a doua a rămas repetent, cam asta e istoria, a rămas repetent, după s-a ridicat printre primii din clasă a fost. Și la un moment dat, în existența neliniștită actorului, s-a produs o răscruce a vieții sale plăpânde. Ce s-a întâmplat? A fost tradus teatrul în limba română, actorii circulau în târguri, orașe, iar lui Eminescu maniera aceasta îi se părea extraordinară. După ce a fost respins la bursa gimnaziului, s-a împrietenit cu trupa Fanii Tardini. Eminescu s-a apropiat de teatru pentru că a înțeles sensurile teatrului ca formă de dialog între oameni.
Și am mai înțeles un lucru care astăzi nu se mai practică în teatru și în filmul românesc. Jertfa artistului pentru creație. Artistul modern nu se mai jertfește pentru creație. Artistul modern a devenit un instrument de divertisment. În seara asta face reclamă la detergenți și mâine este pe scenă. Nu se poate. Actorul nu mai poate să facă numai anumite reclame care frizează legile teatrului. Dacă faci așa ca să trăiască, atunci așa și iese. Deci aici este problema. Eminescu, în primul rând, Eminescu la 18 ani a scris un articol în revista Familia din Oradea despre necesitatea unei epopei naționale și a unui teatru național, plecând de la credința că un neam care își uită trecutul își pierde identitatea. Poate că de asta scoatem noi istoria acum din școală. Pentru că ne place să ne pierdem identitatea. Nu poți să faci un lucru deosebit în artă dacă nu te raportezi la modele. Trebuie să te raportezi la marile vârfuri, să spui, domne, acolo trebuie să ajung. Niciun actor din România nu s-a ridicat în interpretarea lui Ștefan cel Mare ca și maestru Calboreanu. Nici chiar actori mari care au jucat Ștefan cel Mare, cum a fost Teofil Vâlcu de la Iași, un actor extraordinar, sau George Cozorici, un artist nemaipomenit, care au făcut, au redat imaginea și sufletul lui Ștefan cel Mare, superb, dar nu la înălțimea hăruită a lui Calboreanu, care l-a schimbat pe Ștefan într-un mit și a demonstrat că acest neam românesc nu funcționează numai în stare dictatorială, când are un comandant care îi spune ce are de făcut. Românul, dacă trebuie să facă o luptare, se așează pe marginea șanțului. Îi spui ce trebuie, se duce, face și vine și iar se așează. Nu face mai departe, cum face ungurul, de exemplu. Ungurii sau nemții sunt mult mai conștiincioși. Dar e adevărat că românul, când face și dacă face cu inimă și cu suflet și cu credință, face lucruri extraordinare. Numai că pe oamenii ăștia care făceau lucruri extraordinare, i-am cam alungat din țară. Și am rămas cu cei care știu să vorbească frumos. Deci cam asta este, cum să spun, linia pe care eu am încercat să o urmăresc și să o predau și studenților, puținii pe care i-am avut, cum se zice, care s-au împuținat considerabil, pentru că școala de teatru, din an în an, s-a deteriorat în toată țara și poate școala artistică, în general, în toate artele, pentru că au venit profesori tot mai modești, adică de la mari dascăli care au fost Antoniu, maestru Finteșteanu, Beligan, toată generația aia, că se spune de generația de aur. Toate generațiile trebuie să fie de aur. Dacă nu-s de aur, nu e bine. Ele trebuie să fie de aur stând la Arlechin și văzând cum joacă maestru. Deci, artistul își fixează un ideal, își fixează un punct, o stea la care trebuie să ajungă. N-ajung toți,
Dar te ridici cât poți, nu? Da. Care a fost îndreptarul dumneavoastră în viață? Îndreptarul meu a fost, au fost două îndreptare, de fapt. Una care am avut-o de la maică-mea și una de la taică-meu. Taică-meu mi-a zis, bă copile, să nu fugi niciodată după căruța care nu te așteaptă. Înțelepte vorbe. Și cât am putut, am respectat acest lucru. Și maică-mea mi-a spus, cine nu te iubește, nu te merită. Și și asta am respectat-o. Cum ies, într-adevăr. Dacă am văzut că omul nu mă iubește, i-am mulțumit frumos de omenie și am plecat. Și așa fac și astăzi. Adică am trăit cu o generație care așa a fost învățată. Și azi avem copii excelenți, talentați, minunați. Dar nu li se mai predau datinile și experiența. Spuneam ieri la o altă televiziune un lucru care m-a dat peste cap. La școala de teatru din București era o galerie a corifeilor teatrului, începând cu maestrul Liviu Ciulei, Victor Rebenciuc, Mircea Arbulescu, Dinică, Marinuș Moraru, Moisescu, toți ăia care doamna Manu, care nu de mult s-a stins, care a fost o profesoară extraordinară. Da, doamna Sanda Manu. Ei, a fost... Noua generație de profesori i-a luat și i-a aruncat în pivniță. Și a pus acolo niște poze aiurea cu niște figuri care nu spun nimic. Ori ăsta-i rostul. Goga spunea, granițele unei țări nu le păzesc soldații, ci statuile. Oamenii aia de acolo, de pe perete, erau niște statui. Era ceea ce Eminescu spune, un secol și o credință tăiată în piatră, care nu se mai poate șterge. Ei, nu mai facem acest lucru. Acum facem stand-up comedy și man show, one man show, în loc să facem ceea ce trebuie să transmitem mesaje, teatru și filmul și arta în general, trebuie să transmită mesaje de adevăr, de bine și de frumos. Dacă nu transmite aceste mesaje, înseamnă că nu conține adevărul vieții. Și o operă de artă care nu conține adevăr de viață, nu e nimic, e zero. O faci degeaba. Oamenii se ridică și pleacă acasă. Aici este problema seriozității actului artistic și cultural. Pentru că omul se face om numai prin educație și prin cultură. Asta nu înțeleg legiuitorii noi din România și cei comandanții care conduc România. Nu poți face un neam să fie neam dacă distrugi educația. Pare rău. Da, educația e sine qua non. Pare rău, dar asta e direcția. Nu întotdeauna direcția în care merge omul e cea mai bună. Cel mai mare yoghin al lumii și înțelept, Milarepa, spunea, viața e ca o piatră de hotar, din care poți pornește în orice direcție. Poți să pornești în sus sau poți să pornești în jos. Noi am pornit în jos după 89, că e mai ușor să cobori decât să urci. Că de coborât poți să cobori și pe fund, așa, să te duci ca o sanie. Dar de urcat nu, trebuie să-ți folosești picioarele. Deci sunt lucruri care, cu care eu nu mă împac, care mă deranjează și mă doare sufletul că se întâmplă așa. Mă doare sufletul că această generație tânără pe care tot o hulim și tot o criticăm, că stă cu telefonul în mână și... Așa am făcut-o! Așa am făcut-o, să stea cu telefonul în mână.
Pentru că telefonul trebuia interzis în școală. Elevul când vine la școală, poate să vină cu telefon, dar îl lasă într-un dulap. Și când a terminat școala, se duce. Ori noi am ajuns să vină omul la cinematograf să vadă un film și îl stă și se joacă pe telefon în timp ce vede filmul. Resorturile principale ale dumneavoastră s-au schimbat în timp, mă refer la iubire, la credință. S-au schimbat, normal s-au schimbat. Este o diferență între libertate și eliberare. Libertatea se referă la lucrurile exterioare, iar eliberarea se referă la lucrurile lăuntrice. Ei, aceste lucruri lăuntrice încep să le analizez mai târziu. Asta a fost, cum să spun, Evanghelia lui Iisus, momentul cristic. Iisus a fost primul om spiritualizat. Și asta ne-a învățat, dar nu l-am înțeles. Și nu-l urmăm, l-am lăsat răstignit acolo pe cruce. Din păcate, numai euul, care este centru spiritual al omului, este de foc. Asta a spus Iisus. Un foc am venit să arunc pe pământ. El însuși era un foc. Și acest foc lucra în trupurile omului, pentru că noi avem mai multe trupuri. Din ignoranță cunoaștem numai trupul ăsta pământesc, dar mai avem un trup al vieții, avem un trup al sufletului și avem euul, care este trupul caloric. Așa a făcut Dumnezeu pe om, din energia iubirii. Deci așa cum apa poate să învârtă roata morii, așa iubirea i-a dat lui Dumnezeu la mână acea energie a iubirii de a-l face pe om cu mâna lui proprie. Toate lucrurile de pe pământ Dumnezeu le-a făcut prin poruncă divină, să fie, să se nască, să se facă. Numai pe om l-a făcut cu mâna lui proprie. Și omul a fost primul care l-a trădat, care și-a știrbit. Și de-aia suntem așa cum suntem. Mm-hmm. Trăim în democrație, că puteam trăi în Eden. Așa este. Și ce este curios, dacă am face comparație cu religiile politeiste, știm că acolo zeitatea cere sacrificiu. Copii mici, însă aici, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu s-a sacrificat pentru om. E magnific, e uimitor. Și mai mult decât atât, e și prietenul omului. Alte zeități nu sunt undeva inaccesibile. Păi aici a fost înțelepciunea lui Dumnezeu. De-aia l-a adus pe Iisus și l-a făcut om. Cuvântul s-a făcut om, nu Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate face om. Pentru că Dumnezeu este totul, iar omul este parte din tot. Și totul nu poate fi parte. Totul e tot. Și de-aia l-a adus pe Dumnezeu ca omul să vadă exemplu clar. Uite așa să te porți, cum se poartă ăla. Da. Așa este. Dar n-am înțeles. Noi am crezut că Iisus ne-a lăsat mâinile libere ca să putem face alte păcate. Ori Iisus a zis, acum sunteți la zero. V-am luat păcatele și suferințele. Sunteți la zero. Dacă urmați învățăturile mele, rămâneți așa. Dacă faceți altele, aia e treaba voastră. Deci Iisus nu a luat și înclinația omului spre a face rău. A luat numai păcatele până la ora aia, deci ne-am păcat cu Dumnezeu. A zis, începând de acum, din acest moment,
sunteți la zero. Și noi am zis, da, înseamnă că putem să ne apucăm, că o să mai vii odată. Vezi, am bagatelizat. Vezi cât este de trufaș omul. Da. De-aia a spus Dostoevski, smerește-te, trufașule, și muncește, trândavule. Da. Tot trufaș este și astăzi omul și tot trândav. Îi place să lucreze de acasă, online, în pijama. Nici măcar atâta nu face să meargă pe jos până la servici. Și vrea să fie sănătos. Vezi ce complicat, ce simple și ce complicate sunt lucrurile. Da, da. Dragostea pe care a îmbrățișat-o Iisus și pe care a trebuit să o adoptăm și noi în viața noastră este dragostea agape. Dragostea sacrificială, care este rațională, este un act volitiv, nu depinde de sentimente. Este dragostea altruistă. Dragostea-i dragoste. Există trei feluri de dragoste. Dar numai una este adevărată. Celelalte sunt copii. Anume? Este dragostea mamei față de copil și a copilului față de mamă. A doua dragoste este dragostea dintre bărbat și femeie, care și aia este o copie. Nici prima nu este perfectă, pentru că copilul poate fi la fel de rău ca și mama. Poate deveni criminalul mamei. Sau mama criminalul copilului. Deci dragostea asta dintre copil care și mamă și care se numește dragoste tandră, ea este falsă. Pentru că primele sentimente care se nasc la copii este sentimentul de atașament, se atașează de mamă, care este un sentiment fals. Când te atașezi de cineva, ai impresia că faci bine, dar îi vezi numai părțile pozitive. Nu-i mai vezi și părțile negative. Când te desparți de cineva, deci prin xenofobie, îi vezi numai părțile negative. Iar dragostea senzuală, cum se zice, dintre bărbat și femeie, este și ea o copie. Pentru că iubirea adevărată este un miraj. Iubirea adevărată este unifințialitatea a două vieți, ceea ce nu se poate face. Pentru că fiecare are destinul lui. Ce poate să se facă? Acest destin care se unește prin căsătorie, și căsătoria este una din tainele bisericii, cununia, este una din tainele bisericii, ea se menține nu prin iubire, ci prin respect. Iubirea durează câteva luni sau un an, doi, și dacă nu rămâne pe urmă respectul, nu se întâmplă bine. Singura iubire adevărată este iubirea cristică, iubirea de Dumnezeu. Cristocentrică. Da. Deci vezi, noi tot vorbim de dragoste, dar nu știm că dragostea e. Poate fi dușmanul nostru. Grecii împărțeau dragostea în felul următor. Dragostea eros, pe care ați enunțat-o, dragostea pasională, senzuală, dragostea fileo, dragostea dintre prieteni, amici, dragostea storhe, între membrii familiei. Aia ați enunțat... nu-i dragoste, aia e iubire. Da? E diferența între dragoste și iubire. Care este nuanța? Ce, între dragoste și iubire?
Amândouă sunt cam același lucru, un sentiment de atașament față de cineva, dar au alte conotații. Dragostea, în general, te duce la dragostea asta senzuală, cum am spus. Iar iubirea este un sentiment care are o anumită căldură, care iartă, cum spune Apostolul Pavel. Asta e adevărata iubire. Cea care iartă, cea care înțelege. Dragostea aia altă poate să fie așa, o pornire a impulsurilor. De asta dragostea pentru Dumnezeu este o formă de cunoaștere. Și de ce nu agape, dragostea sau iubirea, ca să potențăm mai mult acest termen prin iubire, cea agape este cea rațională, care rezidă din convingeri și nu e legată de sentimente, cum a spus, de impulsuri, care este cea mai importantă până la urmă și ar trebui să ne însușim fiecare dintre noi. Cum ar fi lumea? Cum ar arăta? Așa ar trebui, dar dacă ne însușim, trebuie să intrăm în zona morală. Și nu știu dacă ne place. Și ne convine. Deci ca să ne însușim agape, trebuie să intrăm în zona morală, în zona în care să ne controlăm propriile noastre pofte și porniri. Asta este de fapt smerenia. Asta e smerenia. Este lepădarea omului de sine. Este puterea omului de a-și depăși propriile lui porniri și propriile lui patimi. Și nu e un lucru ușor ca să poți să stăpânești patimile, pentru că asta se face numai prin renunțare. Trebuie să renunți la ceva. Uite-te în zilele noastre, ca să ajungi un sportiv mare, trebuie să renunți la copilărie. Da. Pentru că a înaintat atât de mult recordurile și pregătirea pentru ca să ajungi acolo. De-aia m-au supărat fetele astea de la gimnastică. Noi nu mai avem acum gimnastică, de-aia nu mai avem aproape nimic. În afară de băiatul ăla care e minunat, notătorul acela celebru, în afară de el nu prea mai avem sportivi mari. Pentru că nu știm să ne-i facem. Dar fetele astea care au fost la gimnastică și pe care domnul Belu le-a ținut strâns, l-au părât pe urmă că a fost mai prea dur, prea violent. Nu. Nu ajungea unde a ajuns dacă dânsul nu era așa. Dacă nu le făcea să renunțe, dacă nu le făcea să înțeleagă că nu poți să ajungi un ideal decât trecând prin suferință. Este foarte greu să ne concentrăm atenția asupra noastră pentru o introspecție. Este mai facil să privim în ograda celuilalt. Da. În vederea schimbării, important este să ne cercetăm, să ne analizăm propriul lăuntru. Asta e mai greu. Ca să-ți analizezi propriul tău lăuntru, trebuie să știi ce e ăla. Cunoaște-te pe tine însuți, cum spunea Socrate. Aici este problema. Ceea ce spuneam că este eliberarea. Omul, Dumnezeu, după ce omul l-a trădat pe Dumnezeu, prin neascultare, așa ce face și astăzi, că tot prin neascultare. Elevii nu-și ascultă părinții, nu-și ascultă profesorii, profesorii nu au nicio putere asupra elevilor, familia are o atitudine neghioabă
Și spune, dacă eu am suferit copilul meu să nu suferă, ceea ce e cea mai mare prostie. Da. Un om, cum spuneam mai devreme, nu poate face un lucru important dacă nu trece prin suferință. Mm-hmm. Aristotel spunea, rădăcinile învățăturii sunt amare, dar fructele sunt dulci. Deci aici este problema. Copilul trebuie învățat și pregătit pentru viață. Dacă îl duci cu mașina la 200 de metri la școală și nu poate merge pe jos, el niciodată nu va fi pregătit pentru viață. Aici e problema. Deci a-ți controla lăuntrul, cum se zice, trebuie să te naști din nou. Din nou, foarte frumos. Și scopul, spuneați de suferință, scopul curățării tufelor de trandafir este înfrumusețarea lor și nu rănirea. Ar trebui să înțelegem asta mai mult. Multe ar trebui să le înțelegem și nu le înțelegem. Ar trebui să înțelegem în primul rând că suntem oameni. Asta ar trebui să înțelegem. Și omul este o ființă naturală dacă merge numai pe neînțelegere și dacă merge pe înțelegere și pe educație, devine o ființă morală. Asta nu înțelegem. Mă gândeam la ce a spus dumneavoastră referitor la copii, referitor și la suferință de asemenea, și mi-a venit în minte o chestiune plastică. Există perle artificiale și perle naturale. Cele artificiale sunt create de om, iar cele naturale de însuși Dumnezeu. Primele sunt create de industrie, foarte multe, într-un timp record pe care oricine și le poate permite. Al doilea tip sau a doua categorie este cea creată de Dumnezeu. Se formează în depărtare, în întuneric, în fundul mării. Da. În interiorul unei scoici intră un bob foarte mic de nisip. Scoica îl îmbracă cu o substanță numită sidef, în așa fel încât se formează în jurul lui un strat foarte, foarte subțire. Acest lucru, acest procedeu se repetă ani la rândul până când bobul de nisip capătă dimensiunea unei perle. Scoica moare finalmente și lasă în urma ei o bijuterie de mare preț. Da. O perlă pentru care unii oameni își vând întreaga avere. Asta e veșnicia. Prin asta rămâne scoica aia în veșnicie. Prin această perlă, așa și omul, trebuie să-și facă perlele din viață dacă vrea să rămână în veșnicie. Shakespeare va rămâne mereu și Eminescu, pentru că și-au făcut perlele din viață și-au făcut veșnicia din opera lor. Omul, în momentul când predă trupul acesta pământesc, și când predă și sufletul și rămâne numai cu spiritul, poate rămâne în veșnicie dacă trece în opera lui. Așa se spune. Nu voi muri până când toți care m-au cunoscut m-au uitat. Perenitatea actorului există sau vorbim de perisabilitate? Actorul este efemer, ca orice. Rămâne numai mesajul care el îl transmite. Mesajul poate să fie, cum să spun, să aibă veșnicie, să aibă trăinicie, să aibă durabilitate. Dar actorul nu. Actorul este instrumentul, dar depinde dacă el este un instrument de divertisment sau un instrument de cunoaștere. Nu-i tot una. Sunt două lucruri diferite. Da. O boală a secolului nostru este consumerismul. Și care ne încorsetează, ne lipsește de libertate. Că tot discutam mai devreme despre libertate, eliberare, libertate.
Ce părere aveți despre omul de astăzi? Omul care înclină în a poseda cât mai multe lucruri, în a se înavuți permanent? Omul de astăzi începe să animalizeze. Asta este și direcția universală, așa ne învață Europa, așa ne învață America, așa ne învață toți. Să fim liberi, fără să știe că libertatea nu există. Libertatea nu funcționează numai odată și în același timp cu lipsa de libertate. Deci atâta timp cât ești sclav unei dorințe, atâta timp nu ești liber. L-ați invocat pe Seneca și dați-mi voie, ca să-l amintesc și eu, spunea în felul următor: sărac nu este acela care are puțin, ci cel care își dorește mai mult. Știi ce mă refer la lucrurile materiale. Știi ce spuneau vechii filozofi? Nu mai știu dacă Platon sau Aristotel a spus: nu lăsați copiilor voștri aur. Da. Lăsați mai mult bun simț. Deci asta ar trebui. Asta e bogăția omului. Bunul simț. Bunul simț este cel care se perimează cel mai repede. Și de asta suferă la această oră lumea și țara. Țara suferă de lipsa bunului simț, de educație. Omul fără educație rămâne în zona aia animalică, a impulsurilor și a instinctelor. Din păcate, ne îndreptăm spre zona aia pentru că omul numai prin educație și prin idealuri se împlinește, dar ca să ajungă la idealuri trebuie să treacă prin suferință și suferința îl înalță. Asta a fost învățătura lui Iisus. Da. Dacă lumea îl înțelegea pe Iisus, era altfel astăzi. Da. Nu l-a înțeles și nici nu vrea să-l înțeleagă. Nici nu vrea să-l înțeleagă, pentru că omul are în el pornirea împotriva oricărei acțiune normativă. În momentul când îi impui omului o normă, în momentul ăla se și dezechilibrează. E refractar. Da, nu. Are impresia că l-ai obligat. Și nu că i-ai propus o formă de a-și schimba lăuntru. Aici a fost. De-aia a spus Iisus: dezbrăcați-vă de omul vechi și de toate acțiunile lui și îmbrăcați-vă în omul nou, care înnoindu-se din lăuntru va înțelege împărăția Tatălui meu. Deci numai înnoindu-te din lăuntru poți face ca gândirea să devină percepție. Pe Dumnezeu nu l-a explicat încă nimeni, nici știința, nici religia. Nu știu, ei vorbesc așa de Dumnezeu, nu știu cine. Dumnezeu este esența universală a gândirii. Deci noi suntem făcuți din gândirea lui Dumnezeu și trebuie să gândim ca El. Dacă gândim ca El, și noi avem puterea lui Dumnezeu. Asta a spus Iisus. Pentru cine are credință, orice e posibil. Faceți după credința voastră. De câte ori făcea o minune, zicea: credința ta te-a vindecat. E, nu avem credință. Aici e necazul nostru. Avem prea puțină credință. Da.
suntem un popor lipsit de credință și n-aș vrea să... Nu suntem lipsiți. Suntem un popor credincios, dar nu știm exact ce e credința. Ne este străin conceptul de credință. Da. Credința este o stare de spirit, de umilință și de renunțare de sine. Asta este credința, în care gândirea trebuie să se ridice la nivel de percepție, să poți să-ți deschizi sufletul spre primirea lui Dumnezeu. Dumnezeu se manifestă prin revelație. Dacă nu înțelegi această revelație, degeaba spui, sunt credincios, mă duc la biserică. A, ești un om care se duce la biserică și vine înapoi cum s-a dus. Nu trebuie să vii cum te-ai dus, trebuie să vii altfel. De la biserică trebuie să vii încărcat de o idee. Dacă nu vii, te-ai dus degeaba. Mai bine stăteai acasă și făceai ceva online. Atât pentru astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Am acumulat în vatra sufletului și a intelectului lucruri mărețe. Dumneavoastră aveți o capacitate deosebită de înțelegere și judecare a lucrurilor. Și nu numai atât. Purtați un zâmbet pentru fiecare dintre noi. O mare bucurie! Mulțumesc! Dacă e așa, e bine! Da, să ne întâlnim sănătoși și credincioși. Cum ați descrie întâlnirea de astăzi? O întâlnire de suflet. O întâlnire cu sufletul nostru. Sufletul este ceea ce îl face pe om om. Ființă unică, liberă și veșnică. Numai că sufletul poți să-l pierzi fără să-ți dai seama. Și să rămâi un fel de ființă însuflețită, dar fără suflet. Un fel de schemă vitală. Vă mai așteptăm! Cu tot dragul! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.